veți asculta un mesaj prezentat de Iosif Anca. Haideți să continuăm tema noastră, lupta cea bună, cu lecția a 8-a. Ultima armă, arma rugăciunii. Vorbind despre rugăciune, deschideți la Matei capitolul 6, versetul 6. Spunea Domnul Iisus aici: și tu când te rogi, intră în odăița ta, înlocuie-ți ușa și roagă-te tatălui tău care este ascuns, și tatăl tău care vede ascuns îți va răsplăti. Rugăciunea este o activitate a creștinului care uneori se derulează în ascuns, și chiar Domnul Iisus lansează provocarea aceasta să o facem în odăița noastră, acolo unde doar noi și Dumnezeu cunoaștem lucrul acesta. Tot despre rugăciuni citim în cartea Apocalipsei, capitolul 7, versetele 11 și 12. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru fapturvii, și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea comportă așadar mai multe aspecte și am amintit acestea două: rugăciunea ca o formă a părtășiei noastre ascunsă cu Tatăl și ca un mod de închinare și de adorare în fața lui Dumnezeu, fie de aproape, cei care s-au întâlnit cu Dumnezeu într-un fel în care au putut să guste și să aibă parte de prezența Domnului, s-au închinat. Noi o facem de la distanță, dar chiar dacă este în ascuns, aceeași valoare are. Rugăciunea ajunge până înaintea lui Dumnezeu. Vreau să privim la rugăciune strict ca o formă de luptă. Citim în Roman, capitolul 15, versetul 30. Vă îndemn, dar fraților, zice Pavel, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, pentru El, dacă nu pentru altceva, și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu. Și spune El, pentru mine. Evident, trebuie și pentru alte lucrări. Vreau să privim la rugăciune ca la o formă de luptă, ca la o armă care Dumnezeu ne-a pus-o la îndemână. Spune profetul Zaharia în capitolul 12 al cărții sale, versetul 10, vorbind despre rugăciune. Aici vorbește în prisma Israelului, dar avem un adevăr care ne interesează. 12:10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Spunea Domnul Iisus, amintiți-vă, vorbind cu samaritean ca în Ioan 4. Închinătorii adevărați se închină Tatălui în duh. Deci rugăciunea este o formă de luptă la nivelul duhului. Oamenii nu pot să înțeleagă asta vorbind între ei. Ce valoare are rugăciunea? Spune acolo în Efeseni, noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Noi, prin rugăciune, prin cuvântul rugăciunii, ducem o luptă în plan spiritual. Și cred că nu mai este cazul să precizăm, am făcut-o în repetate rânduri și noi o cunoaștem aceasta, existența lumii spirituale, a războiului în care suntem prinși. Alături de oștirea divină, participăm și noi la această luptă. Și mai fac o precizare, următoarele două teme, axându-se chiar în privința aceasta. Lupta, pe de o parte, o dăm în plan individual și este o luptă pe verticală. Amintiți-vă de Daniel, când rugăciunile lui s-au blocat undeva în văzduh între el și Dumnezeul său. Dar de asemenea este o luptă pe teren, pe orizontal, în câmpul acesta al lucrării, al evangelizării. Deschideți din nou la Apocalips 12 și vreau să sesizăm aici necesitatea luptei rugăciune. Spune în versetul 7, și încerc să facă un război. Mihail și îngerul lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerul lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui. Deci în cer, îngerii prin luptă au câștigat bătălia. Dar vă întreb, cum credeți dumneavoastră că s-au bătut? Cu săbii? Cu alte arme sofisticate?
puțin în urmă în epistola lui Iuda și apoi ne întoarcem iarăși la Apocalipsa 12. Iuda, versetul 9. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului, deci când se băteau îngerii între ei, un arhanghel cu alt arhanghel, și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Deci lupta s-a dat prin cuvinte. Întorcându-ne din nou la Apocalipsa, citim versetul 11, spune acum despre noi, despre pământeni, ei l-au biruit prin sângele mielului, dar nu-i suficientă prezența sângelui mielului ca să fim biruitori. Nu că n-ar fi suficient, că ar mai trebui ceva, dar este nevoie și de aportul nostru. Și prin cuvântul mărturisirilor. Aminteam noi, acum două săptămâni, puterea cuvântului în luptă. Dar cuvântul acesta e al lui Dumnezeu. Dar lângă cuvântul lui Dumnezeu, e nevoie și de cuvântul nostru. Și cuvântul nostru este exprimat în rugăciune. Îngerii de partea lor se luptă prin cuvântul lor, Dumnezeu se luptă prin cuvântul Său și din gura Sa spune în Apocalipsă că ieșea o sabie cu două tăișuri și noi la locul nostru trebuie să ne aducem aportul prin cuvântul mărturisirii rugăciunii noastre. Asta ne revine nouă și este aportul nostru. Deschideți și la Efeseni 6 din nou, să vedeți că din nou apare acestea în ordinea dată. Spune versetul 17, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu-i destul atât. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune. Lângă cuvânt, rugăciune. Pentru ca rugăciunea să aibă putere și atunci când spunem mai multe sau mai puține cuvinte să aibă efect, amintiți-vă ce spune Iacov, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Citim și în 1 Ioan 3,22, eu nu am precizat aici, n-am mai menționat alte condiții, când am discutat despre rugăciune am făcut-o mai pe larg, doar două dintre ele. Starea de neprihănire prima, spune 1 Ioan 3,22, și orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Omul neprihănit are o rugăciune puternică, pentru că el are trecere înaintea Domnului datorită stării sale de neprihănire, are accesul liber la Dumnezeu și de asemenea diavolul nu are nicio putere asupra lui, că n-are cei cu să împotrivi, n-are cu cei băga de vină, nu găsește diavolul nimic la el. Deci neprihănirea, condiție esențială ca rugăciunea să aibă putere. Iar cealaltă condiție, rămânem aici în 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14, îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și de asemenea adăugăm Ioan capitolul 14, Evanghelia după Ioan, versetele 13 și 14. Și orice veți cere în numele Meu, voi face. Ce înseamnă să cerem în numele Domnului Iisus? Nu doar să cerem ce vrem și la gata scriem jos. În numele Domnului Iisus. Înseamnă să cerem ce ar cere Domnul Iisus. Eu nu pot să cer în numele fratelui cutare decât ce El mi-a spus să cer pentru El. Eu cer în numele Domnului Iisus ceea ce Domnul Iisus ar cere. Și dacă cere ceva în numele Meu, voi face. Dacă cerem în numele Lui, după voia Lui, și trăim cum a trăit El, vom avea putere în rugăciune, cum a avut Domnul Iisus pentru tăire și respectiv pentru luptele care suntem însărcinați. N-au făcut ucenicii aceleași lucrări care le-a făcut Domnul? Ba spune și versetul 12, că în voia sa Dumnezeu va îngădui să se facă lucrări, știu eu, sub ce aspect, mai mari sau mai vaste sau mai voluminoase decât cele săvârșite de Domnul El, având o perioadă limitată pe pământ, a bisericii fiind mai extinsă. Acum să menționăm trei metode de luptă în rugăciune. Din Biblie, din istorie și chiar din viața noastră puțină de până aici, ca biserică, ne dăm seama că marile biruințe au fost reportate în rugăciune. Trei forme am menționat de luptă, trei metode. Lauda, cererea și mijlocirea. Psalmul 18, un om deosebit al rugăciunii cu multe războaie. Împăratul David, 18 cu 3 la 6. Eu strig,
lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Mă înconjurase legăturile morții și mă îngrozise râurile pieirii. Mă înfășurase legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar în strântorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. A strigat David, lăudat să fie Domnul. Adică nu mai găsea alte motive. Nu mai erau alte explicații. Nu mai găsit altceva să se mai spună decât atât. Lăudat să fie Domnul. Și când spui lăudat să fie Domnul, oricât ar fi starea de deplorabilă, de tristă, dintr-o dată, biruința izvorăște. Că nu merită Domnul să fie lăudat în orice împrejurare? Merită să fie lăudat. Și când strigăm lăudat să fie Domnul, cum? Nu știm exact din punct de vedere tehnic ce se declanșează, dar știm, diavolul se retrage înapoi și Dumnezeu înaintează. Când îi dăm slavă Domnului, înseamnă că îl lăsăm pe el în linia întâi și noi credem că în el și în numele lui vom avea biruință. Tot în psalm citim psalmul 148, versetul 2. Lăudați-l toți îngerii lui, deși îngerii care au și ei lupte cu alți îngeri, procedează în a-l lăuda pe Domnul. Lăudați-l toate, și acum rețineți aspectul războiului, toate oștirile lui. Deci oștirile, cei care sunt pe front, soldații, să practice lucrarea aceasta, să laude pe Domnul. Și versetul 14. El a înălțat tăria poporului său, iată o pricină de laudă pentru toți copiii lui Israel, popor de lângă el, lăudați pe Domnul. Poate uneori nu avem motive ca împăratul Ezechia să spunem, Doamne, acum dăm izbândă datorită unor aspecte ale vieții mele. Dar să spunem, lăudați să fie Domnul pentru ceea ce face Domnul, poate să spună oricine, că Domnul e vrednic de laudă, orice când și în orice situație. Cealaltă metodă, cererea. Psalmul 2, versetele 8 și 9. Aici spune despre împărați, despre tabere adverse. Cere-mi și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Cum? Cerem. Uneori Dumnezeu dă biruința dacă noi o cerem. Doamne, vrem să câștigăm biruință pentru numele Tău, pentru lucrarea Ta, în cutare domeniu. Și cerând-o, Dumnezeu declanșează lucrarea aceasta. Trecem în Noul Testament, Filipeni 4:6. Nu vă îngrijorați de nimic. Când vine vrăjmașul împotriva noastră, este o stare dificilă sau tensionată, în om apare îngrijorarea, temerea. Și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Imaginați-vă că pe front o parte armată, știu eu ce parte a unei companii sau divizii, știu eu, este undeva blocată. Dacă sistemul lor de comunicații funcționează, vor cere întărituri de la centru, de la comânduirea, de la statul major respectiv, unde ei aparțin. Noi când suntem într-o criză, nu suntem numai noi de noi. Poate nu reușim urgent să luăm legătura cu niște frați, să le dăm telefon. Fraților, rugați-vă și pe voi pentru noi. Dar dăm urgent telefon la Domnul în cer. Doamne, scapă-ne! Cerem întărituri. Și Domnul își trimite armata în ajutorul nostru. O formă de folosire a rugăciunii la război. Apoi, Evrei 5:7, ne-l prezintă chiar pe Domnul Iisus cum proceda El. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească și fiind ascultat, datorită unor motive, spune aici, evlavia lui. A cerut. Iar cea de-a treia metodă de luptă, mijlocirea. Citim în 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 10 și 11. El, Dumnezeu, ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Voi înșivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Spune Pavel, noi ne-am rugat și am strigat lăuda să fie Domnul, dar ajutați-ne și voi în luptă cu rugăciunile voastre. Când putem să luăm legătura cu frații sau frații singuri se sesizează pe front, sunt momente când cel care este într-o criză anume, poate nu poate să strige pe mine să-l ajut, dar poate văd eu pericolul.
Și mă apuc să mă rog pentru el. Pentru fratele meu care îl văd într-o luptă. Poate el este trântit la pământ, poate atunci muniția lui se epuizează și nu mai are resurse. Mijlocim unii pentru alții în rugăciune. Alt cuvânt, Luca capitolul 22, asta a fost procedeul și al Domnului Iisus. Petru nici n-a știut că satana l-a luat la ochi. Și spunea satana, numai să vină Petru în linia mea de acțiune și să vedeți cum trag în el. Trag în el așa de la scurtă distanță, îl momesc să vină până în curtea marelui preot și trag în el. A început să tragă slujnica și toți ceilalți la rândirea, satan în spatele lor. Dar Domnul spune, Luca 22, cu versetul 32, dar eu m-am rugat pentru tine. Domnul Iisus a mijlocit, a anticipat pentru Petru, ca să nu se piardă credința lui. Mijlociți înainte de cumva sunteți înștiințați. La Oțelul Roșu, fratele conducător sau prezbiter ce este acolo, are niște probleme deosebite cu una dintre fiice, este foarte bolnavă de vreo 2 ani, de 6 luni este paralizată total, este într-o stare deplorabilă, critică pe pat. Și aminteau ei cu vreo 15 ani în urmă, a fost un mesaj pentru un frate, rugați-vă mult pentru fata aceasta că veți avea probleme cu ea. Spuneau ei, ne-am rugat noi, dar așa mai superficial, nu insistent. Nu au avut probleme pe altă linie, a fost sănătoasă, de la maternitate până la 23 de ani n-a fost în spital. Însă, de 2 ani persistă acea boală nemiloasă. Cunoștea alte situații? Când Dumnezeu le-a dat o scurt semnal oamenilor, rugați-vă insistent pentru o cauză, mijlociți, mai mulți. Dacă se mijlocește, există izbândă. În Iov scrie, dacă se găsesc mijlocitori, Dumnezeu dă reușită, dă succes de cauza acelei lucrări. Să folosim în mod insistent, special, la timp, programat, sistematic, rugăciunea ca mijlocire. Și Domnul Iisus a rugat pentru Petru și de altfel și pentru ceilalți, dar pentru Petru mai insistent. Și încă o situație din Vechiul Testament, Exod 17, care ne luminează și mai bine lupta aceasta de mijlocire, în rugăciune. Știți, Iosua era pe front și la războiul fizic în Vechiul Testament și acum de asemenea. Dar atunci este mai vizibilă problema asta. Erau duhuri pe lângă soldați. Acum să cotiți dumneavoastră din punct de vedere fizic cu ce ajuta rugăciunea lui Moise la soldați. Fizic nu putea ajuta cu nimic. Decât ca Duhul Dumnezeu să-și declanseze, să-și lase puterea, ca Îngerul Dumnezeu să fie acolo. Numai la asta ajuta rugăciunea. Exod 17 cu versetul 8. 9. Alege niște bărbați, trimite-i cu Iosua. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cotoiagului Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise și Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Ce legătură directă între rugăciune și lupta de pe front. Și Moise n-a mai putut. Și atunci știți, cei doi i-au sprijinit mâinile. Este nevoie, chiar și la nivel de biserică, să procedăm la așa ceva. Să ne unim. Pare mi se mie că mai de mult, deși oamenii nu erau atât de bine puși la punct cu telefoane și organizați, parcă se organizau mai bine, cred eu, prin Duhul lui Dumnezeu, pentru câte o cauză și se abonau mai mulți la o lucrare și lucrarea respectivă se rezolva. Dumnezeu este același. Biruința rugăciunii poate fi dată și acum, rămâne ca doar noi să ne organizăm ca atare, să mijlocim și Domnul să dea izbândă. Amin. Și să amintim acum câteva domenii de luptă. Și vom aminti 4, individual, familial, în plan de biserică și la nivel de societate, la nivel de lume. Doar o interdicție este la rugăciune, aceea din 1 Ioan 5 cu 16, dacă s-o precizăm și pe asta, este în Biblie. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Dar și Dumnezeu va da viața pentru cei ce n-au făcut un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Deci aici nu avem trimitere să ne rugăm. Dar în rest, pentru toate situațiile, rugăciunea face bine. Mai întâi în plan individual. Psalmul 56, versetul 9. Vrăjmașii mei sunt ai tăi, nu și altuia, ai tăi. Dau înapoi în ziua când te strig. Dacă te rogi, în ziua aia se vor vedea rezultate.
Știu că Dumnezeu iese de partea mea. 57 cu 1 și 2. Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în tine mi se încrede sufletul, la umbra aripilor tale caut un loc de scăpare, până vor trece norocirile. Eu stric către Dumnezeu, adică mă rog insistent, către cel preanalt, către Dumnezeu care lucrează pentru mine. El îmi va trimite izbăvire din cer, în timp ce prigonitorul meu îmi aruncă ocări. Dumnezeu face lucrul acesta. Citim și din Efeseni, capitolul 6, versetul 13. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, plan individual, după ce veți fi biruit totul. Că echipamentul nu e la nivel de biserică, numai cele cinci fecioare nechipzuite au crezut că dacă au unele va ajunge pentru toți. Echipamentul trebuie să-l aibă fiecare, că la unul este ziua rea astăzi, la altul ziua rea și ispită mâine. Și fiecare când vine necazul lui și ziua lui, să se roage și să cheme pe Domnul. Și Domnul nu întârzie să răspundă. Numai el să fie echipat și în legătură cu Domnul, ca să aibă izbândă în plan individual. Știți, Domnul a spus în Matei 18, dacă sunt doi sau trei, sunt acolo. Dar în Matei 6 am citit, chiar dacă ești numai singur, Domnul te ascultă. Când este doi, este cu atât mai bine. Dar Dumnezeu se pleacă și spre rugăciunea unuia singur. Și dacă este singur izolat, sau singur între necredincioși, sau nimeni nu înțelege problema lui, este numai a lui, Domnul îl ascultă și pe el. Apoi, în plan familial, Nemia, capitolul 4. Și câte probleme nu sunt la nivel de familie. Și uneori nu le știu nici vecinii, nu le știe nimeni. Uneori este bine să fie spus, alteori este bine să nu mai fie spus. Eventual, după ce câștigăm bătălia, atunci să ne lăudăm că a fost izbândă. Nemia, capitolul 4, versetul 9. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva lovitorilor lor. Strajă permanent. Versetul 14. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și al popor, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, fiii voștri, fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Unii stăteau cu casa chiar lângă zid. Și dacă veneau Tobia și Sambalat, nu știu eu pe care parte aveau ei planificarea să vină, putea unele case din marginea zidului să le distrugă. Am vorbit de Amalec, a venit și a lovit pe unii care erau în coada coloanei. Deci unii pot să fie mai expuși anumitui front de luptă. Și poate este nevoie ca familia ta să fie acolo în linia din tâi, în linia de bătaie. Locuiești într-o zonă mai periculoasă. Fii cu toată familia într-o permanentă rugăciune, strajă zi și noapte. Uneori rugăciune prin rotație, rugăciune sistematică. Și Dumnezeu răspunde rugăciunilor de familie și dă izbândă. Amintiți-vă și din cartea Genesei, fără mai citim, Genesei 2 cu 15, i-a spus Dumnezeu, Adam și Eva, era o familie. Nu era nimeni în jur, oameni, Satan. Și spune să lucreze grădina și să o păzească. Este nevoie să vedem asupra familiilor noastre. Apoi, în plan bisericesc, Faptele Apostolilor, capitolul 12, se dezlănțuise un nou val de prigoană împotriva bisericii din Ierusalim. Iacov fusese ucis, Petru urma să fie scos în fața norodului și la plăcerea lor ucis și el. Și spune versetul 5, deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Versetul 12. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Se rugau permanent și chiar în acea ultimă noapte nu și-au pierdut credința și s-au rugat. Și mai întâi s-a dus să le spună la cei care se rugau că ei merită primii să audă răspunsul cum Domnul a dat izbândă. Ei se vor bucura cel mai mult că s-au rugat. Și acum văd împlinită dorința și ascultarea rugăciunilor înaintea lui Dumnezeu. Tot pentru biserică, Coloseni capitolul 4, de la versetul 2 la 4. Stăruiți în rugăciune, vegheați-ne cu mulțumiri. Rugați-vă totodată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă ușa pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos și pentru care, iată,
mă găsesc în lanțuri ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc. A scris epistola unei biserici întregi și spune, întorceți pagina, ce după ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica laodicienilor. Și când se citește în biserica din Laodicea, auzi și ăia, rugați-vă și voi cu toată biserica pentru noi. Rugăciuni cu toată biserica pentru diferite probleme. Nu doar pentru lucrători, că spune Fapte 6:4 că și lucrătorii stăreau în rugăciune pentru popor și pentru toți ceilalți. Cred că Petru a învățat de la Domnul să se roage și el pentru cei care cad în ispită și în diferite stări cu alte și alte probleme. Un verset din Vechiul Testament, numărul 10, îl văd potrivit pentru rugăciunea la nivel de biserică. Facem o comparație cu situația Israelului când aveau de dat câte o luptă. Numeri, capitolul 10, versetul 9. Ei aveau niște trâmbițe. Și scrie aici, când veți merge la război în țara voastră, împotriva vrăjmașului care se va lupta împotriva voastră, un vrăjmaș comun, să sunați cu vâlvă din trâmbițe. Și Domnul Dumnezeul vostru își va aduce aminte de voi și veți fi izbăviți de vrăjmașii voștri. Eu pledez pentru enunțarea și anunțarea în biserică unor cauze deosebite. Că unul se ispitește și că ne ia de râdere, treaba lui, că așa nu se rau, că aude, că n-aude. Dar eu cred că, frații sinceri, când cineva spune necazul și spune problema, se vor ruga înaintea lui Dumnezeu. Uneori, dacă avem o călăuzire specială, ne rugăm și fără un anunț, fără o avizare specială. Dar uneori nu suntem întotdeauna sub o călăuzire atât de înaltă ca să fim prin Duhul înștiințați de toate problemele. Femeia din Sunem a avut o problemă specială, a murit copilul și zice Elisei, uite, Domnul mi-a ascuns asta. Dar femeia a venit și a spus ea și atunci
Elisei a început să se roage insistent până când copilul a înviat. De aceea îndrăzniți în fața bisericii, căci mare putere are rugăciunea și lor din biserică. Pentru că aici sunt mulți și spunem noi uneori și așa este. Poate eu nu sunt în formă bună la ora asta, dar poate este altul, poate este o soră. Și chiar că nouă ni se pare că numai noi suntem, a spus Dumnezeu lui Ilie, fii pe pace, eu am mulți. Și ăștia când se roagă, Domnul dă biruință. Slăvit să fie numele Domnului. Mai citim ceva și din Ioel 2, tot pentru biserică. Asta la gândul că ne vom ruga insistent pentru problemele și bătăliile care le are biserica sau în mod individual de dat. Ioel capitolul 2, de la versetul 15. Sunați din trâmbiță în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, bătrâni, copii, prunci, mire, mireasă, așa ca la noi, vreme cu nunți, preoți, slujitorii Domnului, toți să plângă, să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău. Și Domnul este plin de râvnă și va da izbândă în lucrarea aceasta. Dar toată lumea să participe la rugăciune. Vândem dar înainte de toate. Îmi plăcea, era un frate bătrân, a trecut la Domnul și în biserica unde am crescut, a patra rugăciune de regulă se citea de aici și se făcea rugăciunea pentru prieteni și toți ceilalți. Și când îi venea rândul lui la rugăciune, ci fraților, nu-i corect. Scrie să facem rugăciunea asta înainte de toate și noi o facem la urmă. Dar uneori e trist că nu o facem deloc. Vândem, dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Și începând de sus în jos, pentru împărați, înălțați îndrăgătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și zidită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Și sunt date aici două motive. Să ne rugăm pentru ei, ca să putem noi liniști să ne ducem mântuirea, dar apoi spune mai jos, versetul 4, că Domnul voiește ca și ei să fie mântuiți. Cine să se roage pentru lumea aceasta? Dacă nu noi. Cine să se roage pentru România? Dacă nu noi credincioșii din țara aceasta. Și pentru cei din afară și pentru acele situații care Domnul ne le va pune pe inimă. La Daniel 10 mai citim ceva pe linia aceasta. Cum Daniel poate înțelegea mai bine ca noi. Dar și noi trebuie să înțelegem din Scriptură. Daniel înțelegea că trebuie să ne rugăm pentru state, că el era conducerea unui stat care nu era creștin, care nu era cu Dumnezeul lui Israel. Și de la el putem învăța necesitatea rugăciunii pentru guverne și pentru popoare. Lupta chiar, că la Daniel n-a fost așa o rugăciune sporadică, din când în când. Pomenim că e scris. Daniel 10, versetul 12. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă. Pentru ce s-a rugat Daniel? Întoarceți o foaie în urmă. 9:2. În anul din tâia domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și atunci am început să mă rog, Doamne, înmoaie, conștientizează inima acestor guvernanți ca să se împlinească cuvântul Tău. Și eu cred, fără să mă îndoiesc de asta, că cine a dat acel decret, nu în primul rând datorită unor presiuni posibile sau rugăminți exercitate și manifestate de Daniel la curtea lui, că era unul din mai mari, ci cred datorită rugăciunilor înălțate către Dumnezeu. Și atunci Daniel poate fi lucrat din unghiul lui asupra lui Darius și a lui Cir, dar a lucrat Dumnezeu de deasupra, prin rugăciune. Și la nivelul întregii lumi au fost date niște anunțuri dumnezeiești datorită rugăciunilor acestor oameni sfinți. Să privim în partea a doua, cum facem de obicei, la câteva exemple. Vom preciza mai întâi două categorii de oameni înfrânți, de soldați înfrânți în domeniul rugăciunii. 1. Împărați 18. Prorocii lui Baal. Scrie de la versetul 26, era vorba de o jertfă, deci de rugăciune. La amiază Ilie și-a bătut joc de ei și-a se striga stare, fiindcă este Dumnezeu, se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. S-au rugat în vânt. Nu s-a auzit, spune versetul 29, nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Normal, cine să răspundă Baal? Alți soldați învinși, mai întoarceți până la capitolul 21, aceeași carte, de la versetul 12.
au vestit un post și au pus pe Nabot în fruntea poporului. Și se practică și acum posturi și rugăciuni demonice. Satana îi supune pe cei care sunt fideli să postească și să se roage. Și aparent au câștigat bătălia împotriva lui Nabot. El a murit credincios, ca un martir. Însă, dincolo, în cazul lui Ilie, nu le-a fost permis să facă nimic. Sunt așadar aceste situații. Când Dumnezeu zdrobește puterea satanei și o lasă fără niciun efect, ba încă din potrivă se răsfrânge asupra lor, sau chiar dacă la nivelul națiunilor sau unor guverne opresive care le prigonesc, noi murim, bătălia noastră nu este pierdută. Este scris în Apocalipsa 12 că ei l-au biruit și nu și-au iubit viața chiar până la... Pe cum au biruit dacă au murit? Au biruit, se va vedea la înviere, sigur au biruit. Dar să nu cedai în acele momente. O altă categorie de soldați înfrânți, diferită de aceasta, 1 Samuel 4, și aici există riscul să nu fim noi. Era în luptă Israel cu filisteni. Și spune de la versetul 5, când a intrat în chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israel a scos strigăte de bucurie de s-a cutremurat pământul. Putem noi striga, nu se cutremură betoanele astea ca să stare. Eu nu știu cum s-a cutremurat pământul, așa scrie. A fi fost vreo vibrație oarecare. Dar a fost vreun efect? N-a fost decât gălăgie. Duhul Dumnezeu n-a fost acolo. Pentru că nu erau sfinți, erau niște curvari, ăia doi care țineau de chivot. Dumnezeu nu răspunde la așa ceva, putem să strigăm, precum și a lui Bal, să ne facem și alte semne și înscrisuri. Și-au pierdut bătălia, soldați înfrânți, cu chivotul între ei. Și Noul Testament, amintim în Faptele Apostolilor, capitolul 19, ceva chiar model nou testamental, din nou înfrânți. De la versetul 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhurile rele, deci să se roage, să pronunciască numele Domnului. Vă jur pe Iisus pe care îl provlește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Deci rețineți, toți 7 făceau așa, dar numai la 2 descrisă pățania, ei la 5, Dumnezeu știe cum a pățit. Sau ce s-a ales de ei? Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi, deci doi erau doar, i-a scrijuit în acea fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Au suferit și rând trupești, dar eu nu cred că și în Duh n-au fost răniți ăștia. Ăștia nu s-au mai apucat repede de front și de bătălie. Cred că mai tare au fost rănile în sufletul și în Duhul lor, au fost speriați. Că atunci când te apucă un demonizat să te lovească din punct de vedere fizic, păi în mod sigur exercită și o putere psihică, o putere spirituală la nivel de duh asupra ta. Dar să privim acum la soldați învingători. Hai să-l pomenim mai întâi pe izbăvitorul nostru, pe Iisus. Luca, capitolul 4, versetul 42. Viața de rugăciune a Domnului Iisus, ceva de pe pagina acestea, din stânga și din dreapta. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el, voiau să-l oprească, să nu plece de la ei. De dimineața, Domnul Iisus se lupta în rugăciune. Imens, intens, spune pagina din dreapta, 6:12, în zilele acelea Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Treceam duminică seara printr-o biserică și m-am mirat de un orar care l-au dat pentru săptămâna aceasta. De la 12 la 1 aveau rugăciune în fiecare noapte, toți cei care puteau. Nu neapărat spun că ora asta este cea mai indicată. Am fost prins și eu cândva în așa ceva, dar o rugăciune sistematică. Săptămâna aceasta, ieri și astăzi, câțiva frați și surori care au putut și au fost liberi de la 10 la 12 în casa Domnului, a fost rugăciune. Și dacă se va continua, la o oră sau asta, la alta sau alta, sub o formă sau alta, vom vedea ce biruință binecuvântată va da Domnul. Eu nu mă îndoiesc de acele mesaje care au fost cu acel râu care încă va curge. Și cei care se vor apleca și vor bea, vor primi putere. Și vor avea biruință în lucrarea care o au de făcut. Amintiți-vă, Matei 26, acea luptă a Domnului final, a dus toată viața să luptată în rugăciune. Știți,
Că spune atâtea lucruri în Evanghelie. A venit unul să-l ispitească. Era un bolnav, un demonizat. Și în final, Matei 26, acea luptă pe care a dat-o tot în rugăciune, de la versetul 36. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit numit Ghețiman și a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi duce colo să mă rog. Și știți, s-a rugat o două oră, a trei oră și dacă luăm în calcul ce le spune, o în ceas n-ați putut veghea, trei ore de rugăciune în Ghețiman. Petru nu s-a rugat și a căzut. Iisus s-a rugat și a învins. Nu i-ar fi fost greu Domnului să discute cu ceilalți, cu Irod, nici măcar nu le-a răspuns cel puțin la Irod. Dar la nivel de Duh a fost o rugăciune. Eu cred că și pe cruce Domnul s-a rugat. Puțin de rugăciune e scrisă cu voce tare. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Nu cred că aceasta e o expresie izolată. Cred că e o expresie într-o rugăciune mai lungă. Să ne rugăm dinainte și să ne rugăm și când este lupta, ca Domnul să dea izbândă. Din viața Israelului, asta ca pentru biserică, deschideți la Ezra capitolul 8. Niște prinși de război din Babilonia trebuiau să vină la Ierusalim și aveau lucrare de făcut. Și spune de la versetul 21, acolo la râul Ahava am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem, deci să ne rugăm de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-e rușine să cer împăratului oase de însoțire și călăresc ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, că spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți ce îl caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți ce îl părăsesc. Și uitați-vă rezultatul versetul 31. Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a 12-a zi a lunii întâi. Deci, am zis noi, 12 ianuarie, la ieri, 12 aprilie. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile. După o călătorie de câteva săptămâni, au ajuns cu bine. Dar aceasta s-a produs prin rugăciune. Și încă un pasaj din Vechiul Testament, 2 Cronici 20, puterea rugăciunii în raport cu războiul, cu lupta. 20 de la versetul 3. Venise o armată imensă împotriva regatului lui Iuda. În spaima sa, Iosafat s-a îndreptat față să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Împăratul a venit în mijlocul adunării lui Iuda și Ierusalimului în casa Domnului între curții celei noi și a zis și a început o rugăciune. Și întoarce în pagina și rugăciune, rugăciune, rugăciune și dintr-o dată, spune versetul 13, tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiii lor, toți la rugăciune. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste un proroc și a spus, ascultați-mă, nu vă temeți, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Dumnezeu a luptat, dar ei au luptat în rugăciune. În rest a luptat Dumnezeu. Și știți, cunoașteți istoria, Dumnezeu i-a pus pe fugă și ei s-au dus numai să adune prăzile în urmă. Sau amintiți-vă din Iosua 6 când s-au dărâmat zidurile Ierihonului. Când Dumnezeu le-a spus, acum strigați. Și la strigătele lor s-au dărâmat zidurile, dar nu spre ei, spre ceilalți. Și lor le-a spus, urcați-vă înainte și treceți prin ascuțit să bei toată cetatea, excepție fiind Rahav. Un alt om a rugăciunii, Nemia. De la acest om în privința rugăciunii se poate învăța mult. Era paharnicul împăratului. Și a venit fratele lui la el, Hanani, și spune aici în capitolul 1 al cărții sale, de la versetul 4, când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns, m-am jălit multe zile, am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerilor și este dată rugăciunea lui. Uitați-vă mai departe în capitolul 2, versetul 4, și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeul cerurilor. Orice problemă o trata cu rugăciune, dar intensă, masivă, zile în șir. Și împăratul i-a dat înlesnire, l-a mandatat să meargă la Ierusalim, să rezidească cetatea, s-a dus la Ierusalim și n-a spus la nimeni nimic. Uitați-vă versetul 12, m-am sculat noaptea o câțiva oameni fără să fi spus cuiva. Lui Dumnezeu îi spusese mult, mult, mult. Și după aia le-a spus și la alții.
Și acum hai rugați-vă și voi împreună cu mine că primiți-l în credințarea că Domnul dă izbândă. Și a provocat și pe alții. Și uitați-vă, mai întoarceți încă o foaie. N-a fost destulă rugăciunea de la început. Lucrarea Domnului se începe cu rugăciune, dar se continuă și se întreține cu rugăciune. 4:9. Ne-am rugat Dumnezeul nostru și am pus o strajă. Și tot cu rugăciune, și în capitolul 5, și în capitolul 6, e tot rugăciune și-au avut izbândă și zidul a fost isprăvit. Despre Daniel nu mai citim versetele, am amintit câte ceva. Știți ce om deosebit a rugăciunii era Daniel? La Daniel rugăciunea comporta două aspecte. Rugăciunea permanentă, aia de 3 ori pe zi, și rugăciunea specială peste asta. Dar dacă rugăciune permanentă nu e numai specială când apar probleme, e problemă. Dar dacă cea specială e peste cea normală, atunci avem acces la Dumnezeu ca un prieten. Că noi tot ziua avem probleme, știi? Dacă lucrezi cu cineva, ești într-un birou apropiat și toată ziua, datorită relațiilor de servicii, intri la el și ieși înapoi, când vine cineva cu o problemă, e foarte ieftin să intri la el, nu? Și ce rezolvare. Dar dacă tu nu-l cunoști, numai când ai în acasă, tu nu te duci așa cum frigorare, stai la ușă, uneori nu te cunoaște și sunt alte și alte probleme. O mică comparație ca să înțelegem situația aceasta. Și un ultim exemplu din Noul Testament, Apostolul Pavel. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 32. Dacă vorbind în felul oamenilor, m-am luptat cu fiarele în Efes. Cum s-a luptat Pavel cu fiarele în Efes? Roman 15 ne ajută să înțelegem cum s-a luptat cu fiarele în Efes. 15. Am citit versetul 30, acum citim numai 31. Ca să fiu izbăvit de răzvrătiții din Iudeea și pentru ca slujba pe care o am pentru Ierusalim să fie bine primită de sfinți. Știți ce a avut în Efes cu acea răscoală? La Ierusalim altă răscoală. Și ce? M-am luptat ca și cu niște fiare. Dar nu direct cu ei, ci în rugăciune. Și în privința lui Pavel, a sistemului său de rugăciune, cred că sunteți în temă că în fiecare epistolă are acolo pe la versetul 3-4, mă rog lui Dumnezeu pentru voi toți, mi-aduc aminte rugăciunile voastre, dar citim numai din Colosen ceva. 1:3. Aproape la toate epistole scrie asta. Coloseni 1:3. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos, că ne rugăm neîncetat pentru voi. Se ruga pentru biserici în șir. Și în același timp, era suficient de modest să spună bisericii, rugați-vă și voi pentru mine, și ne rugăm toți pentru ea de la Ierusalim și pentru toți, și pentru lucrarea Evangheliei și pentru alții la care n-a ajuns Evanghelia. Și tot din Coloseni 2:1. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Cum te poți lupta pentru unii care nu te-au văzut și tu nu-i vezi? În rugăciune. Pentru cei care mă întâlnesc, mă rog și altfel, cu cuvântul, le explic. Dar pentru ei care nu i-am văzut și nu m-au văzut, cum să mă lupt altfel decât în rugăciune? Așa a spus în versetul 3. Să ne luptăm și pentru cei la care n-ajungem. Dar rugăciunile ajung. Și în cer și în diferite puncte ale luptei și războiului de pe glob. Și dacă suntem în Coloseni, mai citim ceva din capitolul 4. Nu știu exact când s-o cotiți dumneavoastră că a fost mai întoi lupta, când a început războiul sau acum când e pe gata. Și atunci, da, și acum, nu? Frontul încă e deschis și încins. Uitați, tovarășii de luptă, le spune Pavel uneori, de la versetul 12. E prafa care dintre ai voștri, de ne-ar scrie și nouă Pavel o epistolă să spună, ăsta care e de ai vostru. Roba lui Hristos totdeauna se luptă pentru voi. În rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru voi cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole, dintre ei noștri, să se lupte și să se roage pentru noi și Domnul să dea izbândă. Să încheiem cu două gânduri. Este nevoie de multă rugăciune. Spunea și în Efeseni 6:18, de unde am pornit? Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Rugăciunea are un spectru foarte larg, de aceea să nu încetăm să ne rugăm. Știți ce spunea Samuel? Departe de mine păcatul să mă opresc din rugăciune. Este un păcat de omitere. Adică nu fac și prin asta păcătuiesc. Și să ne rugăm mult și insistent după voia Domnului ca să avem biruință.
Gândiți-vă, după Biblie ne putem încredința de faptul că dacă ne-a rugat mai mult, biruința ar fi mai mare. Și ce a spus Eliței către împăratul Ioas? Dacă trăgeai mai multe săgeți, îi biruiai pe sirieni de mai multe ori. Era mai mare biruința. Și nu-i Dumnezeu de vină că nu-i biruința mai mare? Suntem noi. Cuvântul lui este desăvârșit, dar rugăciunile noastre suferă și sunt limitate. Însă nu uitați, rugăciunile trebuie să fie, sunt precizate ultimele, trebuie să fie armura întreagă. Brâul adevărului, coiful pe cap, platoșa, scutul și cuvântul și la urmă rugăciune masivă. Și când toate acestea sunt, Evanghelia merge înainte. Împărăția se extinde, demonii se retrag și Domnul vine să ne ducă în slavă acasă. Nu este ușor, frați și surori, dar să ne îndemnăm și să ne îmbărbătăm unii pe alții, să nu ne lăsăm și să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, pentru biserică, pentru câmpul Evangheliei. Și să ne luptăm de asemenea ca toate celelalte componente ale armurii noastre să fie pe noi. Și astfel Domnul să poată da biruință. Amin.